Dragile, bună ziua! Astăzi vom vorbi despre rolul scrisului și a științei în epoca antică. Vom aborda acest subiect prin prisma Orientului Antic. Acolo unde a și apărut scrisul, acolo unde au fost puse bazele științei. Sunt Lucia Caciucroșoru și astăzi vom încerca să răspundem la mai multe întrebări care ne frământă. Când, unde, cum și cel mai important de ce a apărut scrisul și știința. Împreună vom identifica realul de trai a popoarelor antice, vom plasa evenimentele și procesele istorice într-un context cronologic și vom enumera cauzele evenimentelor din istoria antică. Ca și la lecțiile precedente, vom învăța noțiuni noi. Printre acestea se numără filozofie, scriere ieroglifică, tăblițe de lut, papirus, astronomie, scriere cuneiformă. Haideți să vedem ce înseamnă filozofia. Filozofia, din limba greacă, înseamnă iubire de înțelepciune. Deci, știința care se ocupă de studierea acestui compartiment se numește filozofie. Toate întrebările care ne frământă despre sensul vieții, despre rostul omului în viață, despre acele schimbări care, prin care trece omul, le putem găsi în cărțile filozofice. O altă noțiune este scrierea ieroglifică, semn sau caracter din scrierea vechilor egipteni, care reprezintă noțiunile prin figuri stilizate de ființe și de obiecte. Ce este papirusul? Noi am vorbit atunci când am studiat tema Egiptul Antic. Deci este o plantă, din măduva acestei plante se confecționează hârtia. Astronomia este știința care studiază corpurile cerești. O altă formă de scriere despre care vom vorbi este scrierea cuneiformă, un sistem de scriere cu litere în formă de cuie, săpate în piatră sau imprimate pe tăblițe de argilă, folosind unele semne și stiluri a popoarelor orientale antice. De ce apare scrisul? De ce la un anumit moment omul a fost motivat să inventeze scrierea? Scrierea este premiza progresului umanității. Creșterea numărului de bunuri, necesitatea de comunicare, conservarea cunoștințelor, factorii politici, economici, sociali, cultural, religioși, toți au contribuit la apariția scrisului. Era foarte greu să duci evidența bogățiilor fără a le nota undeva. Era complicat să impui anumite legi fără a putea să le scrii undeva. Era foarte complicat să duci evidența domniilor și acțiunilor întreprinse de anumiți regi și împărați fără a putea nota istoria acestora. Toate acestea s-au simplificat în momentul în care a apărut scrisul. Primele inscripții în formă de simboluri au apărut pe pereții peșterilor încă în preistorie. Noi am vorbit cu voi despre picturile rupestre, care în afară de desene mai însemnau și niște simboluri, greu de explicat în acea perioadă, dar care mai târziu au servit drept bază pentru inventarea scrisului. Aici în imagine aveți câteva stiluri de scris, care sunt acestea vom vorbi în continuare. Deci scrisul a apărut pentru prima dată în Orientul Antic. Egiptul Antic inventează scrierea ieroglifică alcătuită din circa 750 de semne. Aici, în această imagine, vedeți scrierea ieroglifică practicată în Egiptul Antic. În Mesopotamia este folosit scrisul cuneiform, scrisul sub formă de cuișoare. O altă scriere, mult mai avansată, o scriere care ulterior va fi folosită de civilizațiile europene, este cea feniciană, alfabetul alcătuit din 22 de semne. În Egiptul Antic,
ieroglifele egiptene erau foarte greu de învățat, de aceea exista o categorie aparte de oameni care se ocupau de acest lucru și acești oameni aveau și un statut important în societate, un statut privilegiat. Aceștia sunt scribii. Apariția primelor sisteme de scriere reprezintă un răspuns la formarea statelor în Orientul apropiat. În aceste condiții își face apariția o categorie specială de oameni scribii care consemnează în scris diverse fapte și evenimente. Textele erau scrise pe diferite suporturi. În Egipt, pe lespezi de piatră și papirus, iar în Mesopotamia, pe tăblițe de lut. Un pic mai târziu vom cerceta și acest subiect, pe ce scriau în antichitate oamenii și cum au reușit aceste scrieri să ajungă până în zilele noastre. În imagine vedeți scrierea ierogrifică care reprezenta niște semne pictografice. În evoluția lor, primele semne au parcurs un drum foarte lung. Mai întâi erau simple desene, numite pictograme, înfățișând ființe și lucruri. Om, cal, bou, măgar, masă, casă, care, alăturate una lângă alta, constituiau acțiuni. De exemplu, dacă pe un perete era desenat un cal și un om, asta însemna verbul a încăleca. Și mult mai târziu, prin simplificare, s-a ajuns la semne cuneiforme, care erau mult mai puține și era mult mai ușor de operat cu ele. Datorită creșterii schimburilor comerciale cu Orient pe Marea Mediterană, fenicienii, un popor de corăbieri și de negustori, au inventat cea mai simplă scriere, și anume alfabetul. Principiul de bază constă în echivalarea sunetelor vocii omenești cu un număr fix de semne grafice care puteau fi ușor combinate în cuvinte. Astăzi noi nici nu ne imaginăm că cândva alfabetul pe care noi îl folosim nu mai exista. Și acest lucru îl datorăm în mare parte fenicienilor care au simplificat foarte mult scrierea. Ziceam că o să abordăm și subiectul ce ține de materia primă pe care se scria. Ea era foarte diversă în funcție de regiunea în care se afla o civilizație sau alta. Ceea ce avea la dispoziție, aceea folosea. Papirusul, piatra, pieile de animale, tăblițele de bambus, lemnul, tăblițele de argilă, foile de cupru, chiar coaja de mesteacăn, frunzele de palmier, oasele de animale, bucăți de mătase și chiar carapace de la broasca țestoasă. Toate acestea erau folosite pentru scrierea în epoca antică. Probabil datorită faptului că ele erau atât de rezistente, astăzi noi putem studia scrierile oamenilor din epoca antică. Sigur că cele care au fost făcute pe lemn sau coajă de mesteacăn sau pe frunze de palmier nu au ajuns până la noi. În schimb, cele făcute pe bucăți de mătase, pe oase de animale, pe papirus, piatră, piei de animale, tăblițe de lut, astăzi reprezintă o sursă importantă de informație pentru a putea studia istoria Orientului Antic. Bazele multor științe pe care voi o să le învățați la școală au fost puse anume în perioada antică. Datorită invențiilor, cercetărilor, experienții pe care au acumulat-o popoarele Orientului Antic, astăzi putem vorbi despre progrese importante în domeniul științei. Vechii locuitori ai Orientului Antic au descoperit și inventat lucruri pe care noi le folosim și astăzi. De exemplu, calendarul, inițial bazat pe mișcările lunii, primele biblioteci, tratamentele medicale și chirurgia, legile publice, școala și manualele și, destul de târziu, roata, folosind inițial roata pentru olărit, iar mai apoi pentru transport. Astfel, matematica, chimia,
geografia, istoria, filozofia, astronomia, medicina, agronomia, fizica și multe, multe alte științe își iau începuturile din epoca antică. Numai egiptenii câte cunoștințe posedau în domeniul medicinei atunci când începeau procesul de mumificare a unui faraon. Multe dintre tainele pe care le-au știut popoarele Orientului Antic s-au pierdut în timp și probabil vor mai trece ani până când oamenii de știință vor reuși să le readucă și să le practice, pentru că ar simplifica multe din procesele pe care le facem noi astăzi. În imagine ai trei desene pe care te las să le descoperi singur. Vreau să știu căror domenii ale științei ai putea să le atribui. Sper că te vei descurca, pentru că am numit aceste științe în slide-ul precedent. Toată știința nu-i decât rafinarea gândirii de zi cu zi, anume practicismul științelor abordate în epoca antică a permis și dezvoltarea și păstrarea acestor cunoștințe. Datorită invențiilor făcute de popoarele antice, astăzi putem vorbi despre multe lucruri care au ajuns un grad mult mai avansat de dezvoltare. Dragi elevi, acestea au fost informațiile pe care am ținut să vă le pun la dispoziție la subiectul scrisul și știința în societatea antică, și anume în spațiul Orientului Antic. Ca de obicei, vă las o listă de bibliografie pe care o puteți consulta și vă anunț că la lecțiile următoare vom pătrunde în tainele unei noi civilizații, civilizația Greciei Antice. Sper că v-am intrigat. Astfel nu-mi rămâne decât să vă doresc o zi frumoasă în continuare și până la noi întâlniri.